stăpânul inelelor. Bună seara, stimați telespectatori, Pompiliu Diplan sunt dintr-un studio improvizat în Hotel Bucium, de pe un deal care survolează întreg Iașul. Am fost Iașul în trei prieteni, era o carte de al lui Nichita Stănescu, Belgradul în trei prieteni. Am venit aici cu mai mulți oameni în stare de libertate, am venit și cu prietenul meu Mircea Pușcașu și cu prietenul meu Iulian Capsali. Toți ieri am fost prezenți aici la Colegiul Medicilor din Iași cu peste 100 de persoane. La un moment dat au fost peste 100 de persoane. Ca să-i strigăm dreptatea domnului doctor. Bună seara, le spun invitaților mei. Bine ați venit în studiourile Stării de Libertate Iași. Emisiunea va fi prezentată și la Nașul TV și pe pagina Stării de Libertate. Aș vrea să începem cu... cu întrebarea motivațională. Ce v-a făcut să veniți alături de mine și de în apărarea doctorului? Faptul că libertatea de expresie este pusă la judecată, cred că ar trebui să trezească toată lumea și să înțeleagă că ne aflăm într-un punct periculos al istoriei. Mircea e pățit. El a pățit-o pe propria lui piele. Într-adevăr, când Colegiul Medicilor, în loc să discute despre malpraxis, discută despre libertatea de expresie, atunci avem o problemă. Iar Răzvan Constantinescu e evident un model și iar modelele trebuie susținute, că nu avem multe modele. Sunt puține, din păcate. Și evident că trebuie să-l sprijinim, pentru că... trimisul ăsta la Ana, la Caiafa, de la Consiliul de Etică, de la Facultate, la UMF, la Colegiul Medicilor, chestia asta trebuie să înceteze. Mi se pare că se încalcă bunul simț, nu numai libertatea de expresie, ci este încălcată democrația, dar, repet, bunul simț. E un fel de harassment birocratic. Da, este o... Încearcă să li se arate pisica. Da. Mircea, tu ai zis la un moment dat, ai luat megafonul și ai zis că tu ești pățit. Cum a fost experiența ta cu acest harassment birocratic? Am fost la Comisia de Etică a Colegiului Medicilor Suceava, cu ocazia diverselor pandemii, pe care le-am denunțat ca fiind butaforice în principal. Când a fost asta? Deci a fost prima dată cu ocazia gripei porcine, 2009, cred că, pentru că dădusem un interviu unor televiziuni, pentru că făcusem prin Asociația Bucovina Profundă, împărțisem niște pliante care atrăgeau atenția asupra minciunilor autorităților și asupra poliților de sănătate absurde. Cum ar fi? Păi chestiile alea că era o viroză respiratorie. Deci de să... Motivul pentru care te întreb cum ar fi este că mie mi se pare că ăla a fost un dry run, un fel de exercițiu al lor în care au vrut să netezească toate pliurile care i-ar putea împiedica pentru marele experiment COVID. Și sunt multe lucruri care se repetă și de-aia te întreb exemple de lucruri pe care le-ai denunțat atunci. Într-adevăr, au calibrat atunci și au calibrat armele pentru asta, pentru că articolele de recente spun că ei lucrează la pandemia de acum cam de 10-11 ani, exact. La virus cel puțin. Lucrează în laborator cam de 10-11 ani. Deci, prinde porcina s-au suprapus, au fost aceste test drive-uri înainte să vadă cum funcționează. Aviara, porcina, cum funcționează boala vaccine bune anterior. Așa, da. Deci, cum funcționează societatea, nu cum funcționează virusul. Cum funcționează, cum răspunde societatea și cum poți să iei libertățile sperind-o. Dacă o sperii suficient și care sunt mecanismele de a-i speria. Pentru că era absurd, mi-aduc aminte, trebuia să intru în policlinică, trebuia să mă șterg pe picioare la gripa porcină sau trebuia să trec cu roțile când intram în țară, cu roțile printr-o chestie cu dezinfectant, să-mi dezinfectez roțile. Asta era o boală cu transmitere aeriană, repet. Adică noi ne ștergeam picioare ca să nu luăm boli aeriene. Era absurd. Sau veneau aia cu un costum șmechere și te... Aceleași costume de cosmonaut, nu? Exact, exact. Cum ziceam, adineaori era recuzita necesară. Recuzita necesară. Păi n-aveau de ce să se protejeze, nu se protejau pe ei înșiși. Păi erau boală respiratorii, se protejau
cu capeline, cu tot felul de chestii dintre astea. Să ca la cofetărie, să nu-ți cadă părul în, în porcul mouth. La cofetărie de înțeles, dar când îi vezi pe stradă cu... Adică la vamă erau în special. La vamă, da. Da, mai la ales vamă. Nu se lua, parcă nu se lua de la porc la om. Nu. Și atunci de ce se protejeze? Nu, nu, era... Totul era... O butaforie. Totul era absurd. O recuzită de teatru fără de care nu poți să obții ceea ce vrei tu. Nu sănătatea, ci frica oamenilor. Să nu uităm, apropo de frica oamenilor, ce spunea domnul străinul Cercel atunci, ce declara în 2019. 4 milioane de români se vor îmbolnăvi de gripă, iar 2 milioane vor muri odată cu izbucnirea pandemiei de gripă aviară. Într-un prim val al pandemiei, adică în primele 4-5 luni, vor muri, în fine, spune același lucru, 2 milioane vor muri, oamenii trebuie să știe că ne așteptăm la un virus foarte agresiv, făcea, cerea să se cumpere cât mai multe copârșe, pentru că nu vor avea oamenii loc în... în vor fi arși... Deci... Ce-s alea copârșe? Sicrie. Coșciuge. Da. Cerea cumpărarea de coșciuge. Acest imbecil e pe listele PSD, a candidat și a reușit? El, evident că este pe listele, că trebuia recuperat. No one left behind, da. Spune sistemul. Și oamenii sistemului au și avut grijă că sunt, e presa asta a sistemului care a avut grijă să aducă aminte că PSD-istul, actualmente PSD-istul, vezi, Doamne, ce... ce spaime, cum influența publicul aruncând astfel de cifre debusolante, demente de-a dreptul, iar, dar aceeași presă a sistemului nu spune nimic despre porcăria care se întâmplă acum, de un an de zile. Deci îl atacă pe, pe ăsta că, e, vezi, Doamne, e PSD-ist, și a făcut multe. A făcut și cu Toni Tecuceanu, care a murit în spitalul lui de o nozocomială, de o nozocomială, da. Când el spunea că a murit de gripa porcină, nu? Da. Da, toată lumea știa și au și Cercel arestat pentru pentru minciunile strontate zise. Că păi n-avea, da, dar sunt mult depășite acum. Ar trebui arestat. Mult depășite de ce se întâmplă, de ce, ce se întâmplă în ziua de astăzi. Da, adică... Sunt oameni care nu sunt judecați la Colegiul Medicilor, iată. Acest străinul Cercel, medic, profesor, dezinformator. A spus atâta prostii în ultimii, în ultimii ani, fără rușine, vă aduceți aminte cu spiritul, vă aduceți aminte cu morții, vă aduceți aminte cu toate... Bătrânii care trebuie băgați în nu știu ce carantine pe la hoteluri. Pentru sănătatea lor. Ei da, se îngrijesc de sănătatea bătrânilor. Și deci care a fost experiența ta una peste alta cu Colegiul Medicilor? Colegii mei din Colegiul Medicilor, la Comisia Disciplinii, mi-au spus, domn doctor, asta este colegi foarte de treabă, m-am înțeles foarte bine cu ei când am fost atunci în 2009. Am pregătit 3 dosare cu articole în română, în engleză, publicate despre ce se întâmpla atunci. Da. Articole științifice, luate de pe PubMed, de pe site-urile americane, de baze de date de reviste științifice. I-am convins pe toți, le-am explicat despre ce e vorba și atunci s-a schimbat foarte tare atmosfera. Mi-au zis, domn doctor, unul din comisie, nu spun numele, persoană importantă, domn doctor, dar știți, era o discuție așa cumva off record. Da. Zis, știți că au pus SIDA în vaccinul în anii 90? Și zis, știu cazul, problema este că nu pot să fac nicio afirmație publică pe chestia asta, că nu am argumente. Pe asta cu gripa porcină fac afirmații pentru că știu exact ce spun. Da. Că am citit, că nu sunt cercetător științific. Eu citesc articole și le spun, uite ce scrie un nene care este... un om foarte tare în domeniul lui. A doua oară când m-au chemat la Colegiul Medicilor, la Comisia de Disciplină, tot pe o chestie pentru care m-am exprimat, adică un interviu dat, nu știu ce, publicat pe YouTube de cei care m-au invitat, în interviu ăla de jumătate de oră spuneam printre alte ceva de medicii de familie și ăștia m-au reclamat că i-am denigrat, că le-am stricat imaginea. Eu le-am dus argumente, câteva cărți colegilor din Comisia de Disciplină.
Una din cărți este... Yehuda Schoenfeld? Exact, Yehuda Schoenfeld. Yehuda Schoenfeld este o somitate în autoimunitate. Mondială. Mondială. Da. Omul are 30 de ani de cercetare în asta. Conduce un institut în Israel pe autoimunitate. Este directorul revistei Autoimmunity, o revistă științifică de mare, foarte bine cotată. Deci este o somitate. El a condus un colectiv de 70 de medici și au publicat un volum de 400 de pagini care se cheamă Vaccinurile și autoimunitatea. Într-un an de la publicarea lui... Aia verde, verde cu negru. Exact. Da. Publicată în engleză, într-un an tradusă și publicată la noi. Le-am dus-o lor și le-am arătat că există niște probleme ale vaccinului care trebuie luate în considerare. N-am zis nimeni să nu se mai vaccineze sau toate vaccinurile sunt rele, ci toate vaccinurile trebuie cercetate, trebuie văzut despre ele, pentru că unele au mari probleme. Și mari probleme însemnând boli pe cât de care nu mai scapi, boli autoimune. Și asta nota bene, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, nota bene, asta se întâmpla înainte de vaccinurile astea COVID, care sunt experimentale și nu prea sunt vaccinuri și sunt mai mult o terapie genetică. Astea erau vaccinuri pe bune, cum s-ar spune. Da? Ca să vă punem lucrurile astea în context. Era în contextul epidemiei de rujeolă, cine își mai aduce aminte de ea. Așa zisă epidemie. Așa zisă epidemie, care strângeau, ca să demonstreze că epidemie, strângeau datele din 2017, din 2016. Așa, așa. Și în 2018 spuneau, sunt 12.000, sunt 14.000, dar de când îi numărați, frate, că unde sunt aia, că nu mai găsesc niciunul. Erau 26. Erau din anii trecuți. Și am întrebat, acum sunt 14.000 bolnavi în momentul ăsta în România, de rujeolă? Și am zis, nu, dar cât sunt? În ultimele două săptămâni sunt 200 în toată țara. 200? Eu știu când făceai rujeolă, când erai copil, făcea toată clasa. Da, da. Adică erau 20 într-o clasă. Da. 200 într-o țară, adică și asta e epidemie, dar e mare pericol de rujeolă. Da, ăsta era mare pericol. Ei, le-am dus argumentul ăsta și în raportul lor care l-au făcut, nu mi-a dat niciuna... Le-ai dus cartea? Le-am dus cartea, am discutat cu ei, au fost foarte amabili, numai că oamenii nu se pricepeau, nu neapărat din cauza că nu era meseria lor și nici a mea de altfel, dar e o pasiune pentru mine să mă documentez pe subiecte științifice. Pe întâmplător mi-am dat licența în boli autoimune, așa s-a întâmplat, așa s-a nimerit. Da. Dar uite că chestia asta mi-a folosit și eu am tot citit. Asta chiar am rămas pasionat de subiect. Are acest neajuns. Citește, domn. Da. Da. Și mai are unul, că vorbește. Și vorbește. Ăla e cel mai mare neajuns. Da. Păi, cred că datorie, dacă știi ceva ca absolut, medic, glumeam, spui, frate, da. Și eu am neajunsul că îl filmez. Pe mine nu mă deranjează să mă contrazic un medic. Dacă m-ar contrazice și m-ar convinge, aș fi foarte bucuros. Adică normal. Să iasă, frate, adevărul la... Deci care au fost argumentele lor, că argumentele tale nu erau valide? Mi-au zis că în asta, deci nu mi-au dat niciun avertisment, măcar că m-am sfătuit cu un avocat și mi-a zis, dacă îți dă un avertisment măcar, trebuie să-l contești în instanță, în contencios administrativ, să, așa. Și le-am spus, vă rog să-mi formulați exact pe ce mă avertizați, că trebuie neapărat să-l atacăm în instanță și să fie ceva clar, să nu... Și oamenii mi-au zis că nu mai dau niciun avertisment, dar să am grijă cum mă exprim, să nu mă mai exprim ca doctor. Și am zis, bine, o să zic de acum că sunt frizer. Nu sunt, domnule, dentist. Eu sunt dentist, amărât din colțul țării, adică nu sunt nimeni pe drum, sunt un om simplu. De fapt, frizerii scoteau dinți. Da, felcer, cu taie. Felcer. Da. Ești Pare. Felcer. De acum ești felcer. Sunt urmașa lui Ambroaz Pare. Am făcut o lucrare despre Ambroaz Pare, primii chirurgi. Și mi-au zis, argumentul scris era așa, că am prezentat o carte, domnule, care e tradusă, care e publicată la o editură religioasă. Și da, cumva, da. Dintr-o dată, era un fel de știința babelor. Yehuda Schoenfeld era cu batic dintr-o dată și îl vedeam pe Yehuda Schoenfeld, o mămăiță care scrie despre ceaiul de flop. Știi de ce? Știi de ce? Știi de ce? Pentru că cartea a fost la inițiativa doctorului Pavel Chiril, a fost scoasă la editura lui, la Cristiana, Pavel, care da, se cheamă Cristiana, cu da. Nume de... El o somitate, el a înțeles importanța, pentru că deci el este profesor, a făcut da. Virusologie, a făcut medicină internă, a făcut bioetică. Deci este un om deosebit, a predat la medicină, a predat la teologie. Deci este un om, o somitate. Da. Dar are neajunsul că și-a ales un nume prea creștin la păi la editură. Da, exact, nu o scrisese el, adică o scrisese răștea din afară.
Asta a fost surpriza. Lucrurile s-au terminat cu bine. Ca o paranteză, că mi-am adus aminte, sunt, deci eu am făcut sigla acum foarte mulți ani. Am făcut sigla editurii Cristiana, mi-a aparține, adică... A, ce mică e lumea. Da. De a la Colegiul Medicilor la Suceava. A, da? Cum pare rău? Ce-i zis? Are o cruce. E o barcă cu... Așa. Da, cu o cruce. Teo din mijlocul lui Cristiana e sub formă de cruce. Da. Da. Și apare ca o barcă cu o cruce. Mm-hmm. Asta era ideea la Colegiul Medicilor, că... Ce caută crucea, apropo? Deci creștinii cu ceaiul de plop sau cu de-astea nu se pricepe la... Am înțeles. Da. Dar cred că merită să revenim, dragul meu, la fostele pandemii, pentru că e foarte interesant ca pattern. Cum, țin minte că după moartea lui Toni Tecuceanu, la universitate se făcea coadă la vaccinare. Și era, e filmat, au rămas mărturii. E interesant că guvernele au fost obligate să-și cumpere, să facă stocuri de vaccinuri care n-au fost folosite. Deci a fost foarte slab răspunsul la acea vaccinare. Au fost foarte puțini oameni care s-au vaccinat, disperații, ca să zic așa. Țin minte și acum că și atunci erau unii care începuseră să-și pună măști pe față, dar asta e o imagine. Însă interesant că toate aceste țări, toate țările care au cumpărat, în afară de Polonia, a fost singurul stat atunci care a spus noi nu cumpărăm, pentru că nu ni se pare că e vreo problemă, nu e nicio pandemie. De ce să dăm banii pe niște... Știi ce a zis Polonia atunci? Au zis, cerem să vedem firmele producătoare în contract să-și asume răspunderea eventualilor despăgubiri pentru reacții adverse. Și au refuzat producătorii și au zis, păi refuzăm și noi un contract cu voi. Exact. Că nu, dar și unul au spus, dar totuși nu e pandemie. Adică pentru ce să facem? Să cumpărăm, să dăm banii? Bineînțeles că Big Pharma și-a făcut banii și atunci. Pentru că guvernele au cumpărat, sunt abonate, ca să zic așa. Pentru că guvernele, asta e, marea majoritate, sunt puse de aceste mari entități mondiale care învârt banii lumii. Da, încep să sun ca un conspiracy theorist. Noi, eu cred că guvernele sunt alese liber de către masele largi populare. Apropo de asta, mi-am adus aminte că colegul tău de scară de bloc din drumul Taberii, Dan Puric, mi-a rămas aminte un motto zis de el în cadrul unei emisiuni, nu știu cu cine, că era foarte popular pe vremea, acum e mai puțin, și l-a imitat unul și a zis, ce e gripa aviară? Zice, m-am dus și eu la o măicuță și am întrebat-o, ce e maică pentru matale gripa aviară? Zice, pentru mine, maică, sunt niște oameni în alb care vin și mă omoară găinile. Asta a fost pentru mine gripa aviară. Și pentru mine, în America, eu am trăit aia cu vaca nebună, eram în America. Știu că n-am dormit câteva nopți. Mă gândeam cum vine nebunia prin sufertașele de barbecue pe care vreau să mi le iau, să mi le pun pe grătar. Nu mai puteam să mă uit la carnea de vită, pentru că mi-era frică de ea. Deci în bucățile alea frumoase, care până atunci le vedeam pe toate reclamele, fumigând la restaurante australiene, nu știu ce, în clipa asta vedeam numai vaci englezești, nebune și stricate, cărora le putrezește creierul și creierul meu alături de ele putrezește și totul era... N-am putut să dorm. Deci au reușit să creeze o psihoză. Da, eu sunt și mai credul așa mai... Cum se traduce fear-mongering ăsta? Fear-mongering înseamnă... Producerea sau frice sau cum? Vânturare de frică sau... Vânturare de frică. Asta a fost o campanie. Eu vorbisem cu cineva care lucra în marketing farmaceutic, s-o lăsa de treaba asta, și spuneau că la seminariile pharma li se spunea așa, noi avem un capital în public și asta este frica. Cu cât îl creștem, cu atât cresc vânzările. Și atunci vedem astăzi ce se întâmplă. Sub pretextul fricii exagerate, lumea o nebunit, lumea s-o dereglă. Aici trebuie să înțelegeți la care aici trebuie să înțelegeți, stimați telespectatori, noțiunea de instrumentalizare. A instrumentaliza înseamnă a specula un obiect pentru a obține altceva decât el este făcut să fie. Când instrumentalizezi o lingură ca să deschizi o sticlă de bere, înseamnă că faci din lingura aia un alt instrument decât e menită. Frica la om e naturală. Uite că nu m-am gândit. Frica la om e naturală, e menită să-l facă pe om să
treacă peste niște pericole. Ceea ce face, ceea ce povestește Mircea Pușcașu acum, este instrumentalizarea fricii. Cu alte cuvinte, dacă tot avem acest capital în sufletele oamenilor plantat de Dumnezeu, ca oamenii să se apere de urși, de lei, de ce s-or apăra, de ei înșiși și de alți canibali, acum noi trebuie să folosim acest capital să se teamă de boală. Dacă noi creștem imaginea bolii, nouă ne vor veni mai mulți manafeți. Ce au făcut cu ocazia acestei pseudopandemii, averile celor care au făcut vaccinuri sunt publice. Absolut. Au crescut uriaș. S-au făcut miliarde, sute de miliarde de euro din vânzarea de vaccin. Trec la întrebarea a doua pe care o pun tuturor invitaților mei mai nou. Ce optimism sau pesimism aveți legat de finalul acestei veri? De finalul de valul 4, de tulpinile Delta și așa mai departe. Și ce ar trebui noi să facem? Cine vrea să răspundă? Primul. Dacă specialist. Vorba aia, că mie îmi place să citesc literatură științifică, nu mă pricep la politică. Adică era întrebarea asta, când se termină oare pandemia? Nu știu, nu mă pricep la politică. Era răspunsul. Foarte bun răspuns. Excelent. Pentru că pandemia e o chestiune strict politică. Asta e evident. Întrebarea era politică, să fim bineînțeleși. Da. Eu nu discut acum să-i sperii pe oamenii noștri că aulă, vine tulpina Delta, dragă mătușa mea Ana. Nu. Nu-i vorba de nicio tulpină. Și ca dovadă că e politică este că se vorbește atunci când apar guvernanții să facă reclamă la vaccinuri, ceea ce e o altă mare aberație. N-ai voie să faci reclamă tu ca prim-ministru sau ministru al sănătății la vaccinuri, la orice medicament sau mai terapie. Cum? Dar Câțu nu ne vrea binele? Așa, da. Câțu ne vrea binele, dar ideea pe care se pune accent este de libertate, deci nu are legătură. Vrem să revenim la, să ne batem pe umeri, să mergem la mare. Deci asta e ideea de libertate, nu mai are nicio legătură cu boala. Nu se vorbește despre boală. Ce facem ca să sprijinim această libertate vara asta, în condițiile în care oamenii sunt, deocamdată li se instrumentalizează relaxarea, după părerea mea, pentru că li se pregătește ceva. Această relaxare combinată cu vaccinarea, mă uit la Euro, meciurile de fotbal. Tot bulevardul Basarabia pentru Arena Națională este blocat. Eu nu pot să mă duc cu megafonul la intrare să spun nu vă mai faceți teste, nu mai luați bilete, plecați de aici. N-am voie, pentru că nu pot să trec de filtrele de la Piața Alba Iulia, de la Muncii. Da? Deci nu putem. Totul este un experiment. Și spectacolul însuși, fotbalul, e acolo înăuntru ca să se transmită pe ecrane, ca oamenii să stea și să aibă sentimentul de normalitate cu distanțare în tribune. În afară de Ungaria, peste tot e distanțare în tribune, capacitatea la 30% și vaccinați și testați. Ce facem cu această relaxare? Cum e cu testele? Ce facem cu testele? Care e misterul testelor rapide? Un medic de familie din Statele Unite povestea treaba asta. Domnule, după ce s-a introdus vaccinul în decembrie anul trecut, ei au propus, au primit de la toți, domnule, când recomandați teste PCR, faceți până în 25 de cicluri de amplificare acum. Da. Și el s-a întrebat de ce le-a venit chestia asta de la CDC, Center for Disease Control. Și altul i-a răspuns. Păi, ca să iasă mai puține pozitive, să iasă câte or fi pozitive, fără fals pozitive, să arate că vaccinul, să insuneze, uite ce funcționează vaccinul, au scăzut infectările. Deci s-a dat această... Sugestia aia o aveau și cei doi imbecili de la B1 TV care ziceau de plan, degeaba te duci să-i critici pe aia că se vaccinează pe mici, pentru că dacă sunt puțini morți în perioada asta, nu e pentru că ați făcut voi propagandă, ci pentru că aceste vaccinuri pe care voi le criticați. Exact asta se întâmplă. Eu cred că în toamnă o să crească butonul amplificărilor. Dacă nu ar fi și alte lucruri până în toamnă, iarăși nu vreau să sperii lumea, dar vă aduceți aminte, poate, că unul din regizorii de serviciu de la pandemie, al pandemiei, domnul Schwab, spunea că o să vină o criză mai puternică. El e chiar asta. Producător, cred, da. Eu cred că e unul din producători, da. Exact. Da. El spunea că o să vină o criză mai
În comparație cu care criza COVID o să ne se pară o amintire frumoasă. Și se referea asta la o cyberstorm, la o cădere a internetului total, la niște lockdown-uri datorate crizilor alimentare, pentru că se închid alimentarea cu produse, cu circuitele aeriene, toate astea care s-ar închide datorită căderii internetului. Eu cred că cum au cedat spațiu public și au zis este periculos să umbli fără mască, trebuie să-l... Spațiul public nu mai este al publicului, al vostru. E al nostru și noi vă spuneți că trebuie să mergeți cu o mască pe față. Altă recuzită a fricii. Demonstrează faptul că Fauci, Arafat, ăștia ai noștri, știu toți că nu au eficiență, frate, măștile pe boli, transmiterea aeriană. Adică pe, în special pe boli virale. Sunt studii, eu am adunat, am căutat în PubMed și am adunat vreo 40 de articole publicate în ultimii 15 ani despre eficiența măștilor în săli de chirurgie, în boli, în epidemii de gripă. De astea sezoniere. Epidemii de gripă în spitale. Oare folosiți măști, una nu. Nu era nicio diferență în transmiterea gripei în aripile astea. Senzațional. Trebuie neapărat să faci un scroll down și o filmare a unui scroll down pe această listă de 40 de articole. Eu am publicat, pentru că oamenii nu înțeleg. Lista celor 40 de articole, 40 am găsit eu și m-am oprit. Adică nu... Unde ai publicat? Pe Bucovina Profundă? Pe Bucovina Profundă este despre măști că sunt ineficiente. Dacă se caută, îți găsești. Va trebui să punem un link și la postarea asta noastră. Da. Tot despre libertate și asta cu mască. Exact. E clar. Da, despre libertate, despre frică și despre o coproducție româno-americano-izraeliano-rusească-chinezească, da? Ei, o coproducție internațională. Exact. O coproducție globalistă. Deci ei au confiscat spațiul public și au pus reguli să fie admis în el. Așa o să confiști spațiul public virtual, adică internetul. Ai. Zic că vei ai nevoie de niște reguli ca să intri pe el. Ai. Trebuie să te loghezi cu ceva electronic, cu o semnătură. Și ce mai confiscă sunt copiii. Deci direcția e clară. Asta e altă. Vreau să revenim la copii, pentru că e un alt mare scandal, dar în legătură cu cyber lockdown, cyber storm, tot cum se cheamă. Cyber polygon, care vine acum în iulie. Un test driver avea acum în iulie, A fost event 201, așa va fi cyber polygon pentru următoarea Este pandemie. Îngrozitor faptul că ei te anunță dinainte și te pregătesc. Este absolut oribil. Mie nu-mi vine să cred ce trăim. Faptul că și oamenii stau, se uită și spun, aha, da, interesant. Dar totuși se întâmplă. Și motivul pentru care au introdus acest cyber polygon, sunt sigur, este că atunci când și-au făcut un post-mortem analysis a primelor luni de pandemie, cred că au zis, care e principala noastră problemă? Adevărul. Pe ce se mai scurge adevărul? Avem o problemă pe internet. Internetul i-a mâncat. Deocamdată îi mănâncă. Această emisiune va fi dată pe internet. Toate criticile voastre, faptul că voi ați devenit niște luptători, ați devenit luptători, pentru că voi, nu pentru că pe el l-au chemat de 2-3 ori la Antena 3, când nu l-au lăsat să vorbească cine știe ce, e pentru că voi ați luptat și ați vorbit și ați criticat pe internet. E o datorie să spui adevărul într-o lume a minciunii. Această datorie va fi imposibil de exercitat. Și atunci sunt convins... O să ajungem iară la manifeste samizdat. Deci exact ca ce s-a întâmplat înainte de 89. Da, corect. O să ajungem la porumbei voiajori, probabil să ne trimitem mesaje. Corect. Bine, glumesc, dar... Așa este, gândește că te arestează. Gândește că l-arestează pe Mircea Pușcă, că numai cu avertisment, să se teamă ăia de cale legală. Nu o să mai poți spune, adică nu o să mai ai loc unde să spui, domne, s-a întâmplat o nenorocire. Exact, a dispărut Agora. Agora, da. A dispărut Agora, da. Dacă a dispărut complet. Dacă te aduce aminti, Pompiliu, dacă anul trecut, când făceam acel interviu cu dr. Răzvan Constantinescu... Pe care am vrut să-l repetăm astăzi aici și din cauza că el e foarte ocupat, n-am reușit, o să-l facem pe Zoom, da? Dacă spuneam atunci, dacă noi am spus atunci că sunt mari șanse ca virusul să fie făcut în laborator, după erau deja opinii avizate spuse, Luc Montagnier, erau oameni foarte serioși, care spuneau exact faptul că chinezii când au dat
secvențierea parțială sau ce o fi aia, au dat fără niște chestii cu inserția furinei. Deci sunt niște chestii care le-au cenzurat concret, direct, să nu se vadă că e făcut în laborator și care ar fi implicațiile acestui lucru. Dacă ei l-au făcut în laborator, înseamnă că această pandemie a fost vizată ca să ce? Stai puțin, că te-am pierdut. Da, ia. Repet, deci dacă virusul este făcut în laborator, da. El, îți dai seama că el este făcut pentru ceva. Da. Pentru această pandemie. Corect. Deci, ei au creat un eveniment sperând să vină cu soluțiile. Deci ei vizează soluțiile. Soluția a fost schimbarea. Ei doresc, nu-l vizează, le doresc. Le da. Doresc, este această mare resetare. Cum da. Puteau să o facă dacă nu creau o mare pandemie? Exact. Au creat, deci mare resetare și marele vaccin este făcut pentru pandemie. Și nu, nu invers. Da, da, exact. Da, da. Deci pandemia a fost creată pentru a putea implementa vaccinarea totală, pentru a se reduce drepturile oamenilor fundamentale, pentru a se schimba centrii de putere, pentru a trece din mâna cumva firească, eu știu, a proprietarilor firești, ai bunurilor. Așa. Și nu mai e proprietari, ca și putere politică. Se centralizează în centrii corporați acum, în centri de corporate puterea acum. Asta nu s-ar fi putut întâmpla dacă n-ar fi avut aproape toată presa mainstream, dacă nu toată, presa mainstream pe mână. Guvernele lumii, în cea mai mare măsură, de astea sunt ridicoli, personaje absolut ridicole la cârma țărilor. Și noi avem, deci să ai un prim-ministru care și-a atacat propria monedă în țara lui, asta cred că nu există în lume așa ceva, e o nebunie. La cum ce să... te referi? Vorbesc la Cîțu. Cîțu a atacat, a speculat și a atacat propria monedă națională, leul, de atunci când era lucra la o bancă foarte puternică. Deci vorbim, este un executor, vorbim exact, vorbim de niște personaje care sunt puși pe niște sârme și care fac exact ceea ce li se impune sau, mă rog. Mi s-a părut foarte interesant legătura între domnul Cîțu și guvernatorul Băncii României. Și anume, care e legătura? Faptul că el este implicat, domnul Isărescu, este implicat în sponsorizarea. Era un articol publicat pe Național, era o anchetă jurnalistică pe Național.ro, în care s-a arăta cine i-a plătit studiile lui domnului Cîțu în America. Pentru că era un om care dăduse treapta a doua de două ore, adică se chinuise să treacă printr-un liceu. Adică nu e o lumină, domnul industrial, Cîțu. Nu era o sclipire. Da. Și dintr-o dată a încercat să dea la ISE de două ori și n-a intrat. Și dintr-o dată a intrat la o universitate de prestigiu în America și a stat acolo și a făcut el studii și a venit el și și a lucrat în mari corporații financiare care au atacat leul, care nu știu ce. Da, băi, tata, asta dar cine l-a racolat pe ăsta și l-a plătit pentru ce? Da. Asta fac asasin economic. Este implicat în această finanțare. Extraordinar. Ei, unul din călăii de 30 de ani este Bucur Isărescu. El este omul care învârte butonul băncilor da. Românești. Practic, țară. Avem cele mai mari, mă rog, ca o paranteză, în România sunt cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Iar România se îndatorează la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, de nu știu câte ori mai mari decât Bulgaria, adică despre ce e vorba. Șerbănescu spunea și că se îndatorează cu sume enorme. Enorme. Și alții spun că toată lumea trebuie să se îndatoreze pentru a deveni nefuncționale aceste state și pentru a sucomba în cartelul globalist. Adică, domnule, noi nu mai putem. Noi nu putem să ne descurcăm. A fost și pandemia, ne-am luptat și cu virusul, ne-am luptat cu aia. Dar s-a vorbit în continuu despre guvern mondial. Dacă de la Papa de la Roma până la Schwab și alții, alte personaje de tipul ăsta. Deci problema guvernului mondial nu e o utopie care cine știe când spune, domnule, nu se întâmplă în timpul vieții noastre. Nu se știe. Da, problema e că se întâmplă as we speak. Adică faptul că trăim într-o lume în care noi ne luptăm cu arcul și praștia și facem câte o emisiune din asta și o dăm pe internet care va dispărea, iar ei luptă cu marile canale de televiziune pe care dau stupizeniile lor
prostiile lor și noi nu ne mai putem convinge. Lor. Noi nu ne mai putem convinge semenii. Gândiți-vă. Șocant. Da. Și a fost acest lockstep. Da, deci asta a fost cadența. Dovada clară a unui centru global de putere care a fost în stare să dea o comandă și tot să facă ce a zis și acel peste centru. Tot în lume. Peste tot în lume. Da, în lumea civilizată. Deci nu e că se va implementa, e că s-a implementat, și da, iese la suprafață, iese la suprafață încetul cu încetul și noi zicem: "Wow, ăsta e nou guvern mondial." Dar de fapt e în funcțiune. Aproape da, acum urmează să fie de facto. De iure există. Adică nu, de invers, facto cumva. Există. De facto există. Există. Da, da, corect. Da. Îl vor face de iure. Să-i creeze legitimitatea. Da, asta este oribil. Da, nu știu dacă vă dați seama, stimați telespectatori, dar noi vom avea o situație. Acum, cât mai apucăm să vorbim, noi ne spunem unii altora, vedeți că vor veni zile în care, dacă pe prietenul meu îl arestează, eu nu o să mai am decât propriul meu balcon să strig: "L-au arestat pe Mircea Pușcașu!" Și totul meu, majoritatea dintre voi veți spune: "Știu despre ce e vorba. Am văzut aceste emisiuni, va trebui să deveniți soldați ai libertății în clipa aia, pentru că n-avem pe ce conta." Alții nu o să avem, o să aveți semenii voștri, cei care s-au vaccinat și care vor zice: "Cine e Mircea Pușcașu? Nu știu. Vreau să plec în Grecia. Hai, iubito, să ne facem niște cartofi prăjiți. Hai la McDonald's și viața merge înainte." Asta e sinistru. Eu vreau să vă spun o îngrijorare de-a mea legat la de lucrurile care se întâmplă în acest moment și care se întâmplă de câțiva ani și sunt lucruri foarte puțin cunoscute. Adică așa. Dacă cineva care se asociază... După care trecem să vorbim despre copii, pentru că mai avem doar un sfert de oră. Mm-hmm. Așa. Da, maxim. Dacă cineva caută unde vrea el, pe Wikipedia, deci pe site-uri, cum să zic așa, din surse publice, să caute un pic despre optogenetică. Ce ar însemna optogenetica și magnetogenetica? Așa. Sunt studii clinice, adică aplicate pe animale de laborator și astea, prin care, de câțiva ani se întâmplă lucrul ăsta, sunt anumite proteine care se injectează animalelor de laborator cu proprietăți optice și genetice, cu modificări genetice prin procedee optice, prin declanșatori optici sau declanșatori magnetici. Asta înseamnă chiar un câmp electromagnetic. Poți să declanșezi. Deci era unul din studiile clinice, urmărea modificarea expresiei genelor, aparatul genetic uman, să zic așa. Deci expresia genelor în timp real este modificată de un anumit câmp electromagnetic. Înțelegi ce înseamnă asta? Adică cred că e un pic cam specios. Adică trebuie să explici publicului puțin mai... Hai să spunem așa... În momentul în care e introdus într-un câmp electromagnetic, într-un anume... Un șobolan, da. Lui se modifică metabolismul țintit. Dacă vrea să închidă pancreasul, dacă vrea să închidă, nervul vag, sau dacă vrea să închidă altceva... Să-i mărească bătăile inimii. Exact. Un alt studiu era pe... Îi dă drumul la o anumită frecvență. Exact. Un alt studiu, dar pentru asta trebuie injectate anumite proteine cu... Poate Spike. Spike este o proteină magnetică. Spune domnul Robert Malone, cel care a... Spike este o proteină magnetică. Asta e prima oară când aud. Byron Bridal spune că e o toxină. Da, da. Și că am făcut o greșeală cu toții. Acest Malone spune că e o proteină magnetică, ceea ce Malone se coroborează... Malone este inventatorul... Cel din Texas? Platformei, da, inventatorul platformei mRNA. El a inventat baza teoretică pentru aceste vehicule mRNA, unii zic vaccinuri. Ele au fost acum folosite ca vaccinuri prima dată, dar au mai fost folosite în alte tipuri de terapii genetice. Dar baza, domnul ăsta, doctor Robert Malone, a creat vehiculul mRNA și el spune că este citotoxică, adică este toxică pentru produs. Noi, cei oamenii care se vaccinează cu vaccinul COVID, cu toate felurile de vaccinul COVID, produc proteină Spike. Da. Oamenii ăștia sunt în risc de a avea leziuni pe organe, pe diverse organe în care se acumulează proteina asta Spike. Ce s-a văzut la ovare, crește graficul teribil, exact. Se acumulează fantastic la ovarele femeilor. Inimă și sânge, măduva osoasă. Splină, ovare la femei.
ficat. Ei spuneau că va rămâne doar în brațul injectat proteina spike și acolo îți vor face anticorpi și nu știu ce și ei au făcut acum recent, de câteva zile, de, cred că de 2 săptămâni, au făcut o biodistribuție a proteinei spike. Adică să vadă unde anume se duce proteina asta. Asta era documentul ăla secret al lui Pfizer, nu? Care l-au cerut japonezii. Da, și după aia au făcut și un laborator privat ceva, chestiile astea cu biodistribuția la vaccinați a proteinei spike. Să vadă unde se acumulează cu predilecție. Deci o proteină, o toxină, nu? O toxină, practic. O toxină se acumulează unde, mai spune? Deci se acumulează în splină, în rinichi, în ovare la femei. Și cel mai mult era în ovare la femei. În ovare, da, la femei, asta mi se pare. Asta e o ciudățenie. Da, da. Da, nu? Pe de altă parte, apropo de de faptul că e o proteină magnetică, ai spus? Da, 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 da. Asta se coroborează cu toate miile de filme pe care le vedem pe TikTok, mii de filme care te necopleșesc cu oameni care își pun, nu bănuți, își pun linguri și lingurițe, își pun întregul sertar de... Nu la toți, nu la toți, pentru că nu la toți se acumulează acest tip de proteine magnetice într-un singur loc. Unele sunt divizate, poate la unii s-ar lipi de ovare, știi? E, dacă... Asta n-am filmat și femeia da. Trebuie să-și pună un slip ca să filmeze chestia da. Asta. Dacă... Am văzut filmat pentru că lumea zicea, domnule, au pus de fapt altceva și se lipește. Au filmat cu un detector de câmp magnetic, un de ăsta de măsura câmpul magnetic. Am văzut. Și am văzut, exact. Aparat, da, da. E un aparat care arată câmpul. Sigur că, eu știu, or fi toate făcături pe internet. Nu sunt, domnule, toate făcături. Nu poți să faci zeci de făcături. Sute. Ce facem cu... Vă dați seama că aceste proteine citotoxice și magnetice... Ei pot modifica, asta încercau să spun, pot modifica comportamentul complex, uman. Nu doar simplu. Animalii de laborator au făcut asta deja. Prin aceste magnetoproteine cu implicații genetice, care acționează neuronal. Poți să acționezi neuronal sau pe expresia genelor. De astea sunt studii. Eu pot da linkurile despre articole publicate în reviste științifice. Nu le-am făcut eu. Eu doar spun ce titluri am citit. Ai defectul că citești, da. Îmi pare rău, mă scuzați. E teribil ce ne spune. Vă dați seama, stimați telespectatori, vă dați seama că nu vaccinul a fost făcut pentru virus. Încă o dată. Virusul a fost făcut pentru vaccin, iar vaccinul, conform acestor studii, a fost făcut pentru controlul dumneavoastră. Pentru controlul dumneavoastră neuronal, pentru controlul dumneavoastră optic și pentru controlul dumneavoastră cu aceste frecvențe, mai ales 5G, care se implementează cu nemiluita, fără niciun fel de probleme în România și fără nicio metodă democratică. Vedeți, în acest sens, toate emisiunile pe care le-am făcut cu Mădălina Apostol, care stă săraca și urlă ca o Casandră în deșert. Apropo de făcutul injectarea acestor toxine în corpurile noastre, se întâmplă și la copii. Nu, De ce vor? Asta mi se pare sinistru. Adică să injectezi copii cu un ser care este experimental, totuși, Dumnezeule, cum să-ți lași copilul să îl trimiți sau să-l iei de mânuță, să-l duci să facă un pseudovaccin, că nu-i vaccin, cu un ser experimental, care dă, nu-i așa, atâtea probleme momentan. Nu știm ce se va întâmpla în peste un an sau doi, ce probleme de autoimunitate vor expanda din mizeria asta. Însă să faci și să pui copiii să faci o campanie specială țintită pe copii, asta e absolut criminal, absolut criminal, pentru că ei nu au discernământ. Nici adulții. Contorsionat de către mass media. E un discernământ, cum se numește? Viciat. Da, e un discernământ viciat. Exact. În momentul în care exerciți orice formă de presiune, pozitivă sau negativă, asta spune, de exemplu... Pozitivă este că îți dau o Dacie. Că te finanțează, că faci o tombolă. Că faci... Mititei. Negativă este că nu mai ai job. Că, exact. Orice formă de presiune negativă sau pozitivă constituie vicierea consimțământului și astea sunt se încalcă tratate internaționale pe care spun treaba asta.
Degeaba le avem. De ce crezi, da. de ce crezi că vor și copiii în toată povestea asta? Eu nu știu să zic, știu, n-am visat nimic azi noapte. Nu știu să fac o prorocie. Nu știu de ce. Nu știu. Pentru completitudine bănuiesc. Ca să fie treaba completă, ca să fie covorul uniform de bombe. Pentru că se poate. Pentru că nu strică lor. Dar trebuie spus că la copii acest virus ucigaș nu are absolut nicio putere. Deci este zero. N-a existat în România un singur caz. Eu n-am auzit de copil mort de COVID în România, că l-ar fi pus pe toate posturile de televiziune, pe toate radiourile, pe toate... La viitoarea pandemie se vor griji și de asta. Să arunce câțiva copii de la balcon să-i găsească cu COVID. Doamne ferește! Da. Dar avem 5 minute, da, îmi spune regia de emisie. Trebuie să ne înghesuim. Ce ne rămâne de făcut până la acest Cyber Polygon? Ce ne rămâne de făcut până când cineva închide robinetul, închide netul? Apropo de ce zicea părintele Iustin Pârvă. Ce mai cauți în orașe când ți-o oprește apa din perete? Când o să-ți oprească apa din perete, atunci o să-ți pară rău că n-ai plecat la sate. Ce putem să facem? Păi, sau nu v-ați gândit la asta? Trebuie a fost ca și mine, să nu vă gândiți. Trebuie pregătită lumea pentru chestia asta. Sunt foarte mulți care deja își cumpără căsuțe prin mult în afara orașului, însă e o părere a mea că vor rezista cei care vor constitui comunități viabile. Deci așa de haiduc Robinson prin pădure nu va rezista nimeni, părerea mea. Adică trebuie create comunități religioase, de ce o fi? Să fie niște comunități care să aibă forță să poată supraviețui. O să râdă lumea de noi, o să zică, domne, unde vă duceți cu gândul? Adică noi totuși mergem la supermarket, ne luăm mâncărică, ne băgăm benzina de la pompă. Deci ce, ați luat o razna, o să ajungem... E posibil, adică nu că e posibil, e foarte probabil să ajungem și acolo. Da, cred că dacă am fi evitat supermarketurile de acum 10 ani, 20 de ani, adică s-ar fi creat surse paralele și acum e ușor de găsit surse paralele. Deci nu e dificil să eviți supermarketurile, nu e asta o problemă. Dar e mult mai comod. E mult mai comod. Da. Asta ne omoară, comoditatea și televiziunea mainstream. O chestie. Eu cred că dacă aperi adevărul și îl spui, adevărul te va apăra pe tine. Uh-huh. Adevărul este Dumnezeu, este Hristos. Eu sunt absolut convins că în această luptă noi nu suntem singuri. Și noi ne aflăm de partea câștigătoare a poveștii. Noi creștinii trăim într-o poveste cu final cunoscut. Exact. Scrie în Apocalipsă. Da, este finalul Victoria cunoscut. Victoria va fi a fiului meu, spunea Maica Domnului lui Valeriu Gamfencu în pușcărie. S-a arătat și a spus, Victoria va fi a fiului meu. Noi trebuie să stăm în barca aceasta a Fiului lui Dumnezeu, a Fiului Fecioarei. Și dacă stăm în această barcă, spunem adevărul, tare asta. Suntem buni, tare. Suntem relaxați, suntem oameni, eu cred că suntem în barca câștigătoare. Ceilalți o să aibă de suferit în schimb. Ceilalți o să trăiască chinul că nu mai fost. Așa spune la Apocalipsă. Că să fie chinul pe capul celor care o să accepte lucrurile astea, îngrozitoare. Și deja vedem și tehnologia care va produce, imaginați-vă o chestie care poate modifica neuronii din hipotalamus, centri durerii. Adică da. Și poți să comanzi ceva. Adică nu se mai trebuie altceva. Nu, cred că asta e o concluzie foarte frumoasă. Noi am venit aici, sigur, ca să-l apărăm pe Răzvan, adică să fim alături de el, că el se apără singur și l-are și pe Dumnezeu, că tot vorbim de Dumnezeu aici, fără discuție. Însă, ce se întâmplă, revenind puțin la ce se întâmplă cu dorința de a pune presiune acum pe studenții de la medicină să nu poată ajunge la examene. Medicii, sunt medici disperați, eu cunosc, am prieteni medici care lucrează sigur în spitale de stat,
Pentru asta există, da. Am un prieten, Costi Ciobanu, care va începe o campanie de pichetări și de demonstrații în toate locurile, parcuri și metrouri, pentru medici, pentru consentimentul informat. Da, ce spune, spune asta Ioana Mihăilă, că actuala sinistră a sănătății, urmează să modificăm ordinul pentru infecțiile asociate activității medicale, așa încât să facem mai indezirabilă absența vaccinării pentru personalul medical. Da. Adică ce Ioana face? Mihăilă, într-o emisiune viitoare, eu vă mulțumesc. Există scrisoarea Asociației Medici pentru Consimțământ Informat, care îi răspunde doamnei Mihăilă și o face praf această declarație. După părerea mea, da, nici n-am cuvinte să o calific. N-am avut niciodată o pereche de intelectual care se completeze atât de bine cum v-ați completat voi. Acest final, să aveți gura aurită, se aplică și îmi place foarte mult că ați argumentat foarte bine și motoul nou al stării de libertate, cumpărați de la români, pentru că asta înseamnă creare de comunități și să șuntăm puțin liftele globaliste care ne spoliază țara. Eu vă mulțumesc foarte mult, stimați respectatori, și pentru atenție. Le mulțumesc și invitațiilor mei și ne vedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune a Stării de Libertate. Doamne ajută! Doamne ajută.